Vreau să te întreb dacă tu e Colțescu. Ai faci parte din tabăra apărătorilor lui Colțescu? Păi am și scris în sensul ăsta. Stai un pic, nu sunt chiar Colțescu. Dar ceea ce a fost acolo a fost o gălănie de nivel planetar. Așa. Și cu toată dragostea, eu am spus din noaptea aia, dar, mă rog, puțină lume a avut timp să mă citească și să mă și asculte. Bătâne, ție, nu ți se pare faptul că lui Dembaba, altfel un fotbalist de nivel, cel puțin mediu, dacă nu mai sus, la nivel mondial, îi se întâmplă toate lucrurile rele din lume, pe la toate cluburile pe unde joacă? Adică... Nu vrei să te uiți tu la o istorie? Intră dacă vrei. Așa. Și pe pagina lui de Twitter, intră dacă vrei și pe mândra Wikipedia și ai să vezi că Dembaba a acuzat rasism mai des decât a jucat pe la echipele unde a fost legitim. Poate e un tip sensibil la subiectul ăsta, Victor. Auzi? Dar la bani nu e sensibil? Păi e sensibil și la bani, nu cred că se... Prietene, hai să o lămurim. Nu există persecuție de rasă. Da. Asta ți-o spune un evreu, da? Ca așa. Să n-am vorbit la funcție. Așa. Nu există persecuție de rasă organizată, instituțională și tot cum acuză domnii Bașii cu Webo, într-o industrie unde albii plătesc milioane de euro pe an negru. Bașii cu Webo erau persecutați dacă, după programul lor de muncă în favoarea albilor, jucau fotbal în curtea școlii sau între blocuri pe gratis și din pasiune. Atât Ba cât și Webo au făcut milioane bune dintr-un sport dominat și finanțat de albi. Atât Ba cât și Webo au făcut un circ de neimaginat într-un context în care, repet, înainte îi făcuseră pe ai noștri țigani, dar noi trecem foarte ușor de povestea asta. Așa. Într-un context în care au făcut scandal de minutul 1 până când... s-au luat acolo la marginea terenului. Okay. Într-un context în care Webo avea mai puține trăiri rasiste pe vremea când juca la Fenerbahce, tot pe milioane de euro, și jumate din stadionul ăla uriaș al Fenerbahce îl înjura de negri pe confratele lui, nu pe conaționalul lui Drogba. Da. Și atunci zicea că n-ar dori să comenteze acest episod și că ei sunt fericiți în Turcia, că se simt foarte bine. Da. Să simt foarte bine, pe milioane pe an. Da? Deci povestea asta este umflată și ca să dea o legitimitate, dacă vrei, acestui stupid, dacă mă întreb pe mine, sau acestei stupidități la nivel mondial numită Black Lives Matter. Nu faptul că n-ar conta viețile celor de culoare, nici pe departe. Dar povestea asta s-a transformat într-un instrument politic de marketing și de ce vrei tu, de stors bani de la fraieri, de-a lungul întregi... Știi că unul dintre exponenții acestei mișcări, de la care și pleacă aia, cu, dacă nu mă înșel, cu genunchiul în pământ și cu tot, e un fost fotbalist de fotbal american. Colin Kaepernick, dacă da, nu mă înșel. Da. Prietene, de când a devenit victima rasismului, instituțional vorbind, așa, dar de când și-a luat diplomă de victima rasismului și s-a lăsat de fotbal american, domnul Colin Kaepernick a câștigat în contractele de marketing și publicitate, cel mai important dintre ei fiind cel cu gigantul mondial Nike, bani de vreo 10 ori cel puțin cât a câștigat în cariera lui de fotbalist profesionist. Nu-ți spune ceva povestea asta? Interesant. Hai să ne înțelegem. N-am știut asta, da. Da. Deci că este unul dintre marile succese de marketing, domnul Colin Kaepernick. A scos... pantofi de sport cu identitatea lui. Mă rog, da. Omul produce și produce bine din povestea asta. Eu nu neg suferințele istorice, nici ale popoarelor din Africa și ulterior ajuns până Europa sau până America de Nord și de Sud, la fel cum nu neg, ar fi și culmea să o fac în virtutea legăturilor pe care le am, suferințele poporului evreu. Nu neg în general faptul că omenirea a trecut până foarte multe sute de ani de rasism organizat. Dar de aici și până a transforma povestea asta într-un marketing grețos și într-o până la urmă linie politică, dacă mă întreb pe mine, este extrem, extrem de departe.
adică, stai un pic să ne înțelegem, o să ajungem în curând, să alegem sau să punem președinți, șef de guvern, ce vrei tu, doar pe criteriul apartenenței la ceva. Că e negru, că e minoritar sexual, că e, nu știu, habar n-am. Prietene, e ok. N-a spus nimeni că nu trebuie să fim egal. Trebuie să fim egal. Dar nu, ei sunt mai egal decât noi. Nu ți se pare? S-a ajuns deja la o chestie în care dacă nu ai ceva din registrul pe care ți l-am spus eu acum, ori să fii de altă culoare, ori să fii de altă etnie, ori să fii minoritar sexual, ori să fii de genul ăsta, pierzi în fața unuia care, mă rog, după vechile standarde se chema un normal. Nu e ok. Nu e deloc ok, iar ceea ce au făcut băieții ăștia doi este absolut dezgustător.